și bine ați venit la Casa de Cultură Friedrich Schiller, Casa Minorității Germane din București. În această seară are loc o conferință susținută de domnul Carol König și de domnul dr. Scarlat, referitor la armamentul din dotarea armatei române în timpul Primului Război Mondial. Acum o să rog pe colega mea, Aurora Fabriciu, să ne spună câteva cuvinte despre această conferință. Mulțumesc! Și eu vă spun bine ați venit și vreau să începem seara cu un foarte cunoscut imn cântat de Carpatenshow, care este creația casei Schiller, Mariana Duliu și Klaus Fabricius, Forumul Democrat al Germanilor din România. Ne pare bine că avem și pe doamna Cristiane Cosmatu lângă noi. Și acum Hans Groza este rugat să ne cânte imnul. Mulțumim. Ne amintim de vremurile în care aveau loc luptele pentru frumoasa cucerire istorică, cea mai sublimă, cum o numește, nu obosesc să spun, Florin Constantiniu. Este vorba de întregirea României, de Marea Unire, pentru care Casa Schiller anul acesta își respectă promisiunea și a devenit o tradiție să facă câteva conferințe, au fost deja, s-au derulat, mai avem încă până la sfârșitul anului și onorăm această, să zic, sacralitate, pentru că Marea Unire înseamnă Marele Război și iarăși nu obosesc să spun că victorie sau pierdere a însemnat jertfă. Este unul din cuvintele pe care nu trebuie să le uităm, iar al doilea este la fel de important. În Marea Unire, dincolo de vicisitudini, dincolo de vremurile precare, dincolo de lipsurile financiare, dincolo de atâtea neajunsuri cu molime și lucruri năprasnice, această, să zic, victorie s-a datorat patriotismului. Este un cuvânt pe care va trebui cumva, foarte curând, să-l reabilităm. Acest cuvânt și-a pierdut din sensul lui adevărat, a devenit aproape sens peorativ, este trist și o nație are nevoie să-și respecte trecutul. Sigur, v-aș mai atrage atenția. Suntem puțini astă seară, dar este lume foarte avizată și mă gândeam că vin și alte specialități decât istorici, arhitecți și câțiva din alte domenii și aș fi vrut să anunț că sunt două instituții pe care le cam ocolim, de unde se trage învățătura și învățămintea acestei istorii, și anume Muzeul Militar Național. Muzeul Militar Central pe vremuri va trebui revăzut, reconsiderat, regândit, pentru că acolo este trecutul nostru. Nu de mult Oana Marinachi vorbea de Spiridon Georgescu. Este statuia din curte care ne întâmpină. Curtea însăși este un muzeu. Muzeul care
a avut 4 adrese până la ora actuală, care din Parcul Carol a devenit în Mircea Vulcănescu ceea ce este astăzi. Este foarte bine dotat, are un patrimoniu extraordinar, este foarte bine dotat cu un personal din totdeauna. Domnul profesor Carol König este lângă noi și și-a dedicat o viață, decenii întregi, acestui muzeu. Este lângă noi cu o conferință foarte specială și aș mai completa pentru tabloul profesorului Carol König și faptul că după anii 90 s-a dedicat frumoaselor relații culturale între cultura română, cultura germană, minoritatea pe care o reprezintă cu mare cinste și nu a făcut lucruri puține în Ministerul Culturii și unde a lucrat și lucrează. Acesta este Carol König, acesta a fost Muzeul Național Militar, Muzeul Militar Național. Aș mai atrage atenția asupra unei alte instituții, Biblioteca Militară Națională este un fond de carte, un tezaur, și cu asta am spus tot, unde s-au pregătit cei doi conferențiari, trec scurs și la al doilea, distinsul dr. Cristian Scarlat, nu este prima dată la noi, bineînțeles, se ocupă de această educație. Dânsul, sigur, dincolo de documente, de doctorat, de studii, de cercetare, se ocupă și de mormintele celor căzuți. Cultul morților face parte din educația bună sau mai puțin bună a unui popor. Poporul român, foarte curios, stă bine la acest capitol în fața Europei și am să-l rog pe domnul Scarlat să ne prefacă această precizare. Suntem cum trebuie în fața Europei cu această, nu? Cu această problemă. Ei bine, acești doi cercetători astăzi ne fac 2 prezentări în care aflăm despre armata română. Nu numai cât era de săracă și cum anunța generalul Dumitru Iliescu câte neajunsuri sunt, nu numai câte neajunsuri erau în tehnica românească de atunci. Noi românii cu tehnica, sigur, nu suntem cei din tâi, dar atunci era o criză financiară, România nu dispunea să facă cumpărături mari și peste hotare și totuși s-au investit sume pentru ca România să nu intre în război total nepregătită. Germania, Austria, Franța sunt cei care ne-au oferit și ne vor spune conferențiarii cu ce arme ne-au înzestrat. Sunt foarte multe de spus. Marele Război și Marea Unire și celebrarea anul acesta a acestor două mari teme nu trebuie să obosim, nu are niciodată limite, pentru că este într-adevăr, cum a spus și Iorga, o mare victorie a poporului român. Astăzi seară, aici, profesorul Carol König are o prezentare. De acolo vom porni la discuțiile noastre. Vă rugăm! În primul rând, mulțumesc pentru ceea ce ați spus până acum. Într-adevăr, și eu și colegul meu am lucrat la Muzeul Militar. Am intrat la Muzeul Militar ca simplu îndrumător. Aveam 27 de ani atunci când am intrat. Și am plecat de acolo în 1990, deci am intrat în 62 și am plecat în 92. Deci exact 30 de ani am lucrat la Muzeul Militar, dedicându-mi activitatea mea istoriei militare a poporului român și în mod deosebit istoriei evoluției armelor de foc. Am avut încă un coleg deosebit, e vorba de colonelul Cristian Vladescu, care, din păcate, nu mai e printre noi, care se ocupa în general de armamentul alb și eu mă ocupam de armamentul de foc. A fost o perioadă frumoasă, așa cum a amintit doamna Fabricius, era o bibliotecă foarte bună, nu numai la Biblioteca Mare a Armatei, care este aici aproape, și Biblioteca Muzeului Militar, care era foarte bine dotată, cu materiale interesante, cu
cărți care mi-au servit cunoașterii și aprofundării problemelor legate de istoria armamentului. Acest lucru m-a atras și în decurs de 30 de ani n-am făcut altceva decât am studiat, am cercetat întreaga colecție a Muzeului Militar, care numără 14.000 de piese, 11.000 de piese, dintre care aproximativ vreo 5.000 și ceva sunt arme de foc. Vă dați seama, o colecție extraordinar de bogată, de fapt este cea mai bogată colecție din țară, după Peleș. Și acest lucru, acest avantaj pe care l-am avut, că am putut studia aproape toate tipurile de arme existente, de la apariția, mă refer la armele de foc, de la apariția lor în secolul XIV și până la al doilea război mondial și chiar mai departe. Înainte de a trece la ceea ce noi am folosit în timpul primului război mondial ca armament, aș vrea să amintesc numai pe scurt așa evoluția armelor astea de foc. Ele au fost semnalate abia în secolul XIV de o serie de documente care amintesc de folosirea unor bombarde, adică un fel de tunuri, la apărarea unor cetăți. Armele portative au apărut puțin mai târziu, adică la sfârșitul secolului al XIV-lea. Ceea ce este important, că prima semnalizare este la Florența în 1332-33, iar în țara noastră, adică mă refer în Transilvania, la Sibiu, primul document care atestă folosirea de foc este în 1380 circa. Deci gândiți-vă dumneavoastră că numai la aproximativ 40 ceva de ani, 50 de ani, așa și Transilvania deținea la data respectivă armament de foc. Sunt documente la Sibiu, în mod deosebit, de fapt e cel mai vechi document la Sibiu, care atestă folosirea unor bombarde. Ceea ce este important în document, că bombardele erau pe roți, deci înseamnă că erau mobile, ceea ce e o chestiune destul de interesantă pentru epoca respectivă. Evoluția armamentului apoi a fost destul de lentă, mă refer la armamentul de foc, fiindcă de-a lungul deci secolului XIV și până în secolul XIX, începutul XIX, adică mai bine spus sfârșitul XVIII, n-au existat decât trei sisteme de arme de foc cunoscute ca evoluție. Era sistemul cu fitil, așa zisa pușca cu fitil, după aceea a urmat pușca cu cremene și rotiță și ultima care a fost pușca cu cremene. Și cu asta s-a oprit. Deci, în decurs de gândiți-vă dumneavoastră, din 1330 aproximativ și până la sfârșitul anilor 1800, nu au existat decât aceste trei tipuri de arme, evolutiv. Ultimul fiind, cum am zis, cel cu creme. Revoluția, să zic așa, în istoria armamentului a apărut la sfârșitul secolului al XVIII-lea, atunci când s-a descoperit fulminatul de mercur, a cărui proprietate prin lovire era să aprindea și a schimbat întregul proces de folosire a armelor de foc. Acest lucru a dus la apariția puștii cu capsă, iar de la pușca cu capsă au apărut primele puști cu închizător, cu ceea ce știm noi astăzi. Desigur că în secolul XIX evoluția a fost destul de rapidă, de la puști care străgeau numai foc cu foc, deci încărcai cu un singur glonț, străgeai și pormă iar trebuie să încarci, dar de data asta se încărca pe la culată, adică prin spatele armei, prin spatele țevii, spre deosebire de toate celelalte arme până în secolul XVIII, care se încărcau pe gura țevii, ceea ce era destul de complicat. Și în a doua jumătate a secolului al XIX-lea apar și primele arme cu repetiție. Acest lucru este deosebit de important, fiindcă noi, în perioada respectivă, adică în primul război mondial, trebuia să folosim astfel de arme, deci arme cu repetiție, care erau în dotarea, în general, a tuturor armatelor europene. Sigur că preocuparea
guvernanților din România, la sfârșitul secolului al XIX-lea, era de a înzestra armata cu un armament modern. Problemele erau destul de complicate. România, la data respectivă, adică mă refer la Țara Românească și Moldova, nu avea o industrie de armament. Erau numai niște fabrici sau manufacturi, să zic așa, una care făurea praful de pușcă, una care mai, adică tot în cadrul arsenalului armat se făcea și gloanțe, proiectile aproape deloc nu se fabricau la noi, deci problemele erau destul de dificile, ceea ce vorbesc în secolul XIX, dar și acest lucru s-a întâmplat și în secolul XX la început. Problemele erau aceleași, tot complicate. O altă mare greutate în ceea ce privește dotarea armatei noastre cu armament modern a fost faptul că noi trebuia să importăm armamentul din afară. Neavând această industrie militară, noi trebuia să importăm din afară. De unde? Din țările care produceau astfel de piese. Țările care produceau astfel de piese moderne la data respectivă era Germania, Austria, Franța. Dar cum prin relațiile lui Carol I, sigur că Germania și Austro-Ungaria erau mai apropiate din punct de vedere sentimental, să zic așa, față de regele de atunci, atenția s-a îndreptat spre aceste două țări. Și, într-adevăr, ideea n-a fost rea, fiindcă la data respectivă Germania era, să zic, fruntașă în ceea ce privește armamentul modern. Ea scosese, Austro-Ungaria scosese arma Mannlicher, cunoscută, inventată de acest Mannlicher, un armurier austriac. Și, deci, Austro-Ungaria era cu arma Mannlicher și Germania era cu arma Mauser. România, în perioada de început a secolului XIX, cu specialiștii români în domeniul armamentului, au hotărât ca să cumpere din partea fabricilor din Austro-Ungaria arma Mannlicher. A fost un fel de, să zic așa, o licitație, nu întâi o licitație, întâi a fost un fel de anumite probe, să zic așa, cu diferite arme și în urma probelor care au fost efectuate s-a hotărât că arma Mannlicher ar fi cea mai bună pentru armata română. Și atunci o parte din specialiștii noștri s-au dus la fabrica Steyr din Austria și acolo, printre ei a fost și Eremia Grigorescu, era atunci colonel, și s-au hotărât să facă un tip, un model românesc. Și s-a numit modelul românesc Mannlicher, model 1892, calibru 6,5 mm. Ceea ce este interesant, că toate armele Mannlicher erau de 8 mm. Deci erau un calibru mai mare. Românii au vrut 6,5, așa cum și italienii aveau tot Mannlicher de 6,5. Deci România și Italia avea un armament de 6,5. Ce însemna 6,5 față de 8 mm? În primul rând, muniția era mai ușoară. Deci oșteanul putea să poarte mai ușor armele de 6,5, care erau mai ușoare, decât cele de 8 mm. E o chestie foarte simplă, dar importantă pentru un oștean. Față de modelul austriac 88-90, despre care o să... uitați că acum alea și avem aici. Vezi aia 92, dacă e... Nu, 92 nu am, dar numai 93. Da. Deci, modelul 92, din păcate, de modelul 92, din păcate, nu-l avem. Avem, în schimb, modelul 93, tot Mannlicher, tot românesc, tot de 6,5, care a fost puțin transformat față de cel prim 92, au venit numai câteva mii de piese primele și specialiștii noștri au cerut niște modificări și au creat arma Mannlicher modelul 1893, care era mai bună decât 92, iar modelul 93 a fost socotit pe vremea respectivă una din cele mai bune arme din dotarea armatelor europene. Deci 93. Aici aveți pușca
și carabina, modelul 1893 de 6,5, primele. Deci acestea sunt armele. Erau arme foarte bune, cu închizător, cu percuție, cu ac, deci lovea cartușul în mijlocul capsei și capsa era așezată la mijlocul părții de jos a cartușului, a tubului cartuș, și avea o magazie de cartușe în care intrau 5 cartușe. Deci, prin manevrarea mecanismului de dare a focului respectiv, prin manevrarea mânerului care îl vedeți acolo, se încărca arma cu un glonț și după aceea, după fiecare tragere, trebuia să reîncarce, adică să facă mânuirea de reîncărcare a armei, până trăgea cele 5 cartușe care existau în magazin, după care trebuia să pună altele și așa mai departe. Aceasta este arma Mannlicher, deci 93. După aceea, noi am mai făcut niște modificări și a apărut arma Mannlicher 1895, tot de 6,5, care a fost în dotarea armatei române. A fost o armă bună. Acum, problema cea mai complicată era că aceste arme au intrat în dotare treptat, abia după 1914, adică începând chiar din 1914. Nenorocirea a fost că comanda care s-a făcut la fabrica Steyr a fost întreruptă odată cu intrarea României în război. Deci noi n-am primit întreaga cantitate de armament care era necesar. Am primit numai 100 și ceva de mii de puști și vreo câteva zeci de mii de carabine, ceea ce era total insuficient pentru armata română. Între timp, noi însă comandaserăm și o altă armă, e vorba de Mannlicher 1895, Da, deci asta e Mannlicher 95, vedeți? Asta a intrat în dotare și înainte de începerea, adică intrarea României în război. Am apucat să cumpărăm și din acestea și ele au intrat în țară și au completat Mannlicherul de 93 și 95. Și a mai fost un Mannlicher, model 1888 pe 90. E înaintea lui asta, cred, da. Uitați-l acesta, vedeți? E o deosebire foarte simplă între modelul ăsta, 88, vedeți, 90. Observați că magazia de cartușe este aici, da? Uitați, asta de aici, da? Asta e modelul 88, 90 pe 90. Și uitați-vă la următorul. Vedeți, nu mai e face corp comun cu trăgaciul. Asta e o deosebire, sigur că e un avantaj din punct de vedere al manevrării. Acestea au fost arme care au venit din Austria și au fost arme importante pentru armata română, de fapt au fost cele mai importante arme care au fost în dotarea armatei române. N-au ajuns, vă dați seama, a început războiul, noi am avut pierderi extraordinar de mari, muniția, tot din străinătate am comandat-o, au venit câteva milioane de cartușe, dar consumul de cartușe era enorm în timpul războiului și atunci România trebuia să facă față acestei situații. Și în general toate fabricile de la noi au fost transformate, chiar și cele care aveau alte preocupări, în tehnică militară. Au început să facă cartușe, au început să facă chiar proiectile. O să vedeți mai departe despre proiectile care erau făcute la noi pentru piesele de artilerie. S-a încercat ceva, dar sigur că ele nu puteau să acopere. Gândiți-vă ceea ce s-a întâmplat după ce partea de sud a României a fost ocupată. Deci vă dați seama că noi depindeam atunci numai de armamentul care putea să-l primim din țările cu care noi eram aliați, adică Franța. Și într-adevăr, Franța a ajutat România din acest punct de vedere și a adus, o să vedeți mai departe, pușca Lebel, uitați modelul 1886-93, aceasta, uitați-o, vedeți, care e o pușcă franceză, dar care are calibru 8 mm și, în urmă, a venit pușca Berthier, model 97, 1907 pe 15, tot calibru 8 mm. Aceste două, vedeți, aveau calibru 8 mm.
Austriecii aveau tot 8 mm, adică Mallicherul 90-88-90 și Mallicherul 1895 aveau tot 8 mm, dar cartușul de la Mallicher nu se potrivea la cartușul de la francezi. Și aici au fost tragedii mari, fiindcă, de exemplu, armata din Dobrogea, în loc să primească armamentul care era muniția necesară pentru armamentul care le avea în dotare, a primit muniție de 8 mm, dar care nu era pentru austrieci, pentru francezi, și nu a putut să folosească muniție. Tragedii mari au fost în timpul războiului, din punctul acesta de vedere. Și, de asemenea, în afară de Berdie, tot din străinătate, noi am mai intrat în serviciu, a fost pușca Veterli, model calibru 11 mm și aceasta de aici este Veterli. Asta este Veterli. Ceea ce e interesant însă la această armă, magazia de cartușe nu este, vedeți, sub închizător imediat, ci este într-o a doua țeavă din partea, deci sub, în partea inferioară a țevii mai există o țeavă în care era magazia de cartușe. Spre deosebire de celelalte care erau perpendicular pe axul închizătorului. Deci Veterli, și mai foloseam carabine Henry Martini, modelul 1879, calibru 11-43. Aceste carabine au fost folosite în războiul de independență. Dar aceste carabine erau foc cu foc. Astea erau numai la serviciile din spate, de pază, că nu puteau să fie folosite în câmpul de luptă. Vă dați seama că trebuia să încarce de fiecare dată fiecare cartuș luptătorul, ceea ce era o tragedie. Astea au fost în rezervă, în serviciu. Ca să știți despre ce e vorba, în dotare și în serviciu. Deci în dotare sunt armele care erau date trupelor în mână în timpul războiului, iar cele din serviciu erau în spatele frontului și erau folosite numai în caz de nevoie. Deci astea au fost, să zicem, puștile care erau în dotare armate sau carabinele care erau în dotare armatei române. Afară de aceste arme, deci toate armele fiind cu repetiție, mergem mai departe și o să vedeți, acum avem revolverele. Revolverele, noi am avut în dotare revolverul Saint-Étienne, venit din Franța, deci, vedeți, modelul 1896, calibru 8 mm, deci calibru franțuzesc de 8 mm. Am avut revolverul Smith-Wesson, 1916, calibru 11 mm, care l-am cumpărat din Spania. El, la origine, invenția aparține unui american, care a lucrat și cu Winchester, teribil Winchester, pușca cunoscută, poate de dumneavoastră, pe filme. Și acest revolver a fost fabricat de o fabrică din Spania și comanda a fost făcută în Spania. Colonelul Rudeanu, care era șeful dotării armatei române de la data respectivă, a fost special în Spania pentru acest lucru. Era un revolver bun. Apoi revolverul Bayard, tot în Spania, și acesta a fost tot în Spania comandat. Revolverul Bayard este ca origine belgian, dar se fabrica după licență în Spania și noi l-am cumpărat din Spania. Și cel mai important, cea mai importantă armă, să zic așa, de pom, cum spun francezii, arc de pom, era vorba de pistoletul Steyr. Pistoletul Steyr este, în sfârșit, prima armă de pom, sau ușoară, să zic așa, de mânuit, care era automată, deci pe bază de recul. Ceea ce era foarte important, deci după ce trăgeai primul foc, se reîncărca automat și puteai să tragi al doilea și așa mai departe. Era, da, trăgea foc cu foc, nu era automat. Da. Dar era totuși o armă foarte modernă. Vreau să spun că acest tip de armă a fost folosit și în al doilea război mondial. Deci era o armă destul de bună. Acestea au fost, deci, revolverele și pistoletele care erau în dotare armatei române. Ele, în general, calibru 8 mm. 8, da. 9 mm, pardon. 9, scuzați. 9 mm, da. Ceea ce e interesant însă la aceste piese, ele erau folosite în general de ofițeri sau cavaleria de asemenea avea revolvere și subofițere dețineau aceste arme, restul aveau puști. Mai departe trecem la mitraliere. Ei, aici vedeți
chiar o mitralieră Maxim, în partea acolo sus, deci Maximul românesc, modelul 1910, de calibru 6,5. O să revin eu chestia cu calibru. Așa, deci foloseam modelul românesc. În 1907, armata română s-a dus în Germania, a făcut o comandă pentru aceasta, a făcut întâi niște probe cu arma Mannlicher, cu arma Maxim, mitraliera Maxim, și au hotărât ca să o cumpere pentru armata română, acest Maxim, din Germania. Și invenția nu este germană, însă invenția americană, al Hiria Maxim, în 1883 a inventat această armă în Statele Unite. Dar ea a fost preluată de toate țările europene. Și deci această armă era una deosebit de importantă. Deci, în primul rând, că avea un foc automat, deci trecem deja la o armă automată. Ea funcționa pe bază de recul. Exista un arc recuperator și îl recula și reîncărca arma. Și răcirea se făcea cu ajutorul apei, a țevii. Deci, după un număr de tragere, țeava se încălzea foarte tare și dacă nu era acest lichid în jurul ei, nu se mai putea trage, să decalibra armă. Și atunci se folosea apa. În timp de iarnă se punea și glicerină ca să nu înghețe. Aceasta era arma, să zic așa, de bază, mitraliera de bază a armatei români, Mannlicherul românesc, model 1910, calibru 6,5. Am avut și rusești primite din Rusia. Este vorba de modelul tot rusesc, tot 1910, numai că avea calibru 7,62, adică calibru pe care rușii l-au până astăzi. Și era aceeași armă, numai că era în fabricație rusească. După aceea am avut arma de la franceză. Deci acestea au fost arme care le primisem din partea puterilor centrale. După începerea războiului împotriva lor, producția, adică importul a fost tăiat. Și atunci, neavând suficiente mitraliere, noi aveam vreo 2000 și ceva de mitraliere, ceea ce era total insuficient, a fost nevoită armata română să importe din Franța. Franța a ajutat, într-adevăr, și ne-a dat Hotchisul, care vedeți aici. Aceasta funcționează nu pe bază de recul, ci pe împrumut de gaze, un alt sistem, mă rog, de reîncărcare. Și ceea ce e interesant, că răcirea se făcea printr-un radiator. Vedeți că are niște, țeava are niște umflături acolo, nu? Așa, și alea permitea mișcarea aerului și răcea țeava. Deci asta e arma Hotchis. După aceea era Shutterlow, modelul 1907, tot de 8 mm. Amândouă erau de 8 mm și Hotchis era tot de 8 mm. Și mitraliera Saint-Étienne, modelul 1907, asta o vedeți, o vedeți și mai departe, chiar în timpul luptei. Uitați-o, o vedeți? Da, asta este. Deci, aceste mitraliere erau mitraliere bune. Deci, erau, pentru epoca respectivă, erau foarte bune, da. Dar total insuficiente pentru ceea ce aveam nevoie. Mai departe, noi am mai importat Schwarzlose, aceasta era austro-ungară, inventată de austriacul Schwarzlose și e modelul 1907, după cum vedeți, așa, pe 12 și calibrul era de 8 mm, adică calibrul austro-ungar, care am spus că era de 8 mm. Era o mitraliere bună și asta a fost folosită de către armata română în primul război mondial. Vedeți aici și cum arată banda de cartușe a mitralierii. Bun, așa, numai așa ca știință, mitraliera era formată din partea fixă, partea mobilă și afetul. Partea fixă era țeava, manșonul, și partea mobilă erau elementele din interior, țeava și înghizătorul, iar afetul este deci, cel pe care stătea. Apoi am importat Browning-ul, modelul 1895-14, calibru 7,62.
Dar iară calibrul acesta de 7.62 american nu se potrivea cu calibrul rusesc de 7.62. Nu puteai să folosești cartușul de la unul la altul. Și acestea au fost mitralierele care erau în dotarea armatei române în perioada respectivă. Dar, repet, insuficiente, total insuficiente pentru ce aveam nevoie. Trecând peste faptul că foarte multe le-am pierdut în prima fază a războiului, până când ne-am retras în partea de nord a țării. După care au urmat puștile mitraliere, au intrat după 1914 și a fost CSRG-ul, acesta e o armă franțuzească, numită și Gladiator, modelul 1915, calibru 8 mm, au venit de la francezi. Toate armele astea au venit de la francezi, da. Aici vedeți și cum este încărcătorul, vedeți, un semicircular. Și, deci, afară de Gladiator, mai jos, am avut Horchisul, tot modelul 1915, calibru 8 mm, calibru franțuzesc, și Lewis, care era americană, 1762, deci, vedeți cum arată, cu răcire cu apă. Da. Acestea au fost armele portative care au fost în dotarea armatei române în perioada Primului Război Mondial. Aici vedeți și cum arată în secțiune arma. Problema cea mai complicată, cum am și spus eu la început, a fost problema calibrului. Noi n-am avut, datorită faptului că mereu să importăm arme din diverse locuri, de la diverse fabrici, care arme aveau calibru diferit, deci munițiile erau diferite. Și acest lucru l-am întâmpinat, adică armata română l-a întâmpinat și în războiul de independență. În războiul de independență aceeași situație am avut. Au fost mai multe tipuri de arme care au fost în dotare, e vorba de arma Crânca, care primisem de la ruși, arma Henry Peabody, nu era Henry Martin, a intrat imediat după războiul de independență, în 79 a intrat, deci care era o armă americană, alt calibru, 11.43. Deci nu se potrivea un glonț de la unul la altul. Deci trebuie pentru mitraliera, pentru pușca asta să trimeți glonțele respective și pentru cealaltă glonțele care aparțineau armei respective. E, acest lucru s-a întâmplat și în Primul Război Mondial. Ați văzut câte calibre erau acolo. Deci 8 mm, francezii 8, austriece tot 8, dar nu se potrivea, 7.62, nu? Care a venit de la ruși și de la americani, dar nu se potrivea unul la altul, și 6.5, care era calibru, așa zis, românesc. Acest lucru a îngreunat, desigur, aprovizionarea. Vă dați seama că trebuia precis să dai arma, să dai muniția necesară a armei pe care era, care era în dotarea armatelor în zona respectivă. Dacă nu venea, nu aveau muniție. Acestea au fost probleme foarte dificile în cadrul Primului Război Mondial. Dar ca tip de armă, armele erau moderne, adică armele erau la nivelul celorlalte armate europene. Vreau să spun că deci austriecii aveau, Austro-Ungaria avea arma Mannlicher model 95, asta era în dotarea armatei austriece. Toată armata austriacă avea, dar un singur calibru avea și avea un singur tip de armă. Avea Mannlicher 95. Francezii avea Lebel și Berthier, care era de 8 mm, toată armata era dotată cu aceeași armă. Nu aveau tipuri diferite de armă. Deci, germanii, la fel, aveau același tip, aveau Mauser. Era același tip de armă, Mauser modelul 1898, de 7,92 de mm. Toată armata germană avea aceeași armă, aceeași calibru. Ceea ce era un lucru extraordinar de important. Cam atât. Da. Și desigur că sunt dispus. Deocamdată îi mulțumim pentru că problema este mult mai complexă. Sigur că și colecționarul profesor are să ne prezinte câte ceva, cu siguranță. Patima aceasta a cercetătorului Carol König s-a extins și după 90, când s-a ocupat și de minoritatea germană, vreau să fac precizarea. Este foarte interesant dacă ne-am pune problema de ce în 1877, ca și în 1914, România, sigur, cu situația ei financiară, aceeași stare o avea. Este
să zic, soarta noastră, armatei noastre, sigur că și armata marină și marina militară și aeronautica, toate aveau nevoie, cheltuielile sunt uriașe. Poate și rezerva de a intra la început într-un război care nu a adus ce a adus. Ei bine, vreau să vă spun că și despre și înainte și în lunile care urmează, importante au fost și, să zic, instruirea celor care mânuiau aceste... Este un alt capitol care la rândul său înseamnă foarte multe cheltuieli. Am avut și vom avea prezentarea unor personalități, că am avut oameni de seamă, generali care au condus, oameni și culți și instruiți. Vă reamintesc numai că în urmă cu 3 săptămâni Academia Română l-a evocat pe generalul Bertlo și președintele Academiei a avut o extraordinară prezentare a acestei mari personalități. Vă reamintesc că sâmbătă Sibiul a pus în scenă intrarea generalului Bertlo. Deci lumea militară este o lume, noi poate nu ne îndreptăm, nu ne mai îndreptăm, suntem o generație care n-am avut război și nu ne mai îndreptăm, să zic, cu smerenie privirea spre acești militari. Militarii erau oameni de încredere, oameni bine pregătiți și intelectuali adevărat și oameni care aveau etică. Nici nu se pune problema altcumva. Deci armele noastre de astăzi sunt un mic pretext ca să ne extindem puțin privirea. După această tehnică prezentare, vă propun, înainte să-i dăm cuvântul domnului dr. Cristian Scarlat, să ascultăm încă puțină muzică militară, că ne face bine. Hans Groza și Carpathian Show, vă rog. Mulțumim. Acum, problema asta cu problemele astea cu importurile de arme, din păcate, e prezent și astăzi. Știți foarte bine că România trebuie să importe avioane, le-am importat. Dacă se strică un avion acum, noi nu avem o industrie aeronautică ca să poată să înlocuiască piesa respectivă. Deci depindem de alții, ceea ce este foarte complicat. Și asemenea situații sunt și la celelalte tipuri de arme. Noi acum importăm, de exemplu, armamentul nou care a venit. Am avut o vizită la tehnica nouă militară. Sunt arme venite în general din Elveția, arme foarte bune, ultramoderne, într-adevăr sunt foarte bune din punct de vedere tehnico-tactice, cu debit mare de foc și așa mai departe, foarte ușoare, foarte ușoare, deci ușor de mânuit. O mitralieră, să zicem, care, cum era Schwarzlose, care cântărea peste 12 kg, aia cântărește acum vreo 5 sau 6 kg, ceea ce vă dați seama că e foarte ușor de transportat față de ceea ce era. Aia trebuia dusă de 2 persoane. Și, dar aceeași situație. Adică trebuie să importăm de în altă parte. Până nu ne vom reuși să facem o industrie specială de armament, eu, în situația în care, să zicem că România este atacată, prin absurd vorbesc, muniția care o avem în dotare nu ține decât 24 de ore. Dar te întreb ce se întâmplă mai departe. Fiindcă consumul de muniție este enorm la ora actuală, față că, dacă înainte erau arme cu repetiție care
Vă dați seama că totuși zura până trăgeai, așa. Acum sunt toate armele automate. Ei consumă enorm de mult. Vă dați seama ce se întâmplă. Deci trebuie să existe o industrie specială ca să asigure muniția, nu? Pentru armele care sunt în dotare. Nu să depindem de alte state. Gata. Mai completăm, dacă este cazul. Acum să-i dăm și domnului doctor Cristian Scarlat cuvântul să-și prezinte și după aceea mai revenim. Da, încerc. Vă mulțumesc. Stimată doamnă subsecretar de stat, domnule președinte, doamnelor, domnilor, e o plăcere să stai alături de domnul Carol Koenig, acest corifeu al muzeografiei românești. Istoria Muzeului Militar Național se leagă de personalitatea dânsului. A lăsat acolo și urmași ai acestui domeniu, al studiului armelor de foc, armelor portative. Și acesta este, cred, cel mai mare câștig. Din păcate, atunci când a plecat de la muzeu și a mers la Ministerul Culturii, în 92, da, mi-a lăsat eram colegi pe vremea aceea, mi-a lăsat o broșură destul de valoroasă și astăzi, anume un manual al puștii mitralierei germane, MG-42, mașină în ghever din al doilea război mondial, vă spun, foarte valoroasă, și cu rugămintea de a-i continua această specializare în cadrul Muzeului Militar Național. Din păcate, noi am urmat foarte atent anteț sfatul. În orice caz, în Muzeul Militar Național, ca în orice alt muzeu de această factură, Muzeul Național este loc pentru toate pasiunile legate de tradițiile militare, legate de militaria în general. Și folosesc acest termen pentru că mă uit că în sală sunt și oameni extrem de pasionați și specializați deja în domeniul acesta. Aș încerca să pornesc și nu știu cum să fac, să mai dau câte... Dacă mă poate ajuta, nu știu cum să fac la acest slideshow. Unde? Dreapta unde? Bara de sus, slideshow. Ei, uite că a pornit. Și am ținut foarte mult să fie această imagine de prim slide, având în vedere armele portative de care se ocupă domnul Koenig și o imagine de ansamblu a actualului parc de artilerie, de tehnică de artilerie în primul rând, din curtea Muzeului Militar Național. Sigur, o să intrăm și pe aceste aspecte legate de artilerie în general, dar nu mă lasă inima să nu spun și câteva cuvinte pe care doamna Aurora Fabricius le-a spus deja, a început să le spună despre Muzeul Militar Național și destinul acestei instituții culturale unice în peisajul bucureștean și în continuare în peisajul național. Și o să vedeți că are câteva piese absolut, vom prezenta și câteva piese absolut unice, dar trebuie reliefat acest destin al instituției, care a avut mai multe sedii, cum spunea doamna Fabricius, în Parcul Carol,
o bijuterie de parc inaugurat în 1906 în cadrul expoziției naționale dedicată celor 1800 de ani de la războaiele daco-romane și 40 de ani de domnie a regelui Carol I, a fost într-adevăr un eveniment memorabil pentru societatea românească, dar destinul a făcut ca imediat ca multe alte proiecte de anvergură de la noi, să, după ce a trecut, să se prăbușească, chiar fizic, la propriu, clădirile fiind făcute din paiantă s-au deteriorat, multe dintre ele, majoritatea, doar câteva dintre clădiri, care sunt și astăzi multe, câteva dintre ele au rămas din cauza, sau mulțumită, arhitecților care le-au proiectat de la bun început să fie de durat. Mă gândesc aici la arenele romane, mă gândesc aici la castelul Țepeș, iată numai câteva. Bineînțeles și biserica Cuțituri de Argint, care este replica bisericii Sfântul Nicolae domnesc din Iași. Dar iată că acesta s-a terminat. Cu această ocazie, după primul război mondial, după ce și trupele de ocupație au folosit parcul, inclusiv pentru copaci, la Muzeul Militar a fost înființat în 1923 acolo formal, deși exista în Muzeul Artelor depozitul de tehnică, de elemente, de piese, de patrimoniu pe care îl avea Muzeul Armatei, cel care se constituise la Arsenal. Un incendiu, așa cum știți, în iunie 1938, dărâmă Palatul Artelor și cu aceasta muzeul începe o perioadă destul de lungă de suferință, pentru că nu a mai fost deschis publicului decât până târziu, cu un mici staționări prin București, prin Șerban Vodă, aci pe Nicolae Bălcescu, în apropiere de unde a fost ștabul domnesc pe vremea lui Cuza, pentru că apoi, pentru câțiva buni ani, aproximativ 20 de ani, să-și regăsească o liniștea sus la fosta școală de infanterie. În 1985 va fi mutat, odată cu restructurarea acestei zone centrale a Bucureștilor, va fi mutat în strada Ștefan Furtună, actual Mircea Vulcănescu, fostă general Angelescu, fostă francmasonerie. Și de 1985, Muzeul Militar este acolo. Desigur, discutam de foarte multe ori cu colegii despre acest sediu. A fost făcut foarte bine în fosta cazarmă a Regimentului 21 Infanterie, Regimentul 4 Ilfov, practic, de tradiție, un regiment de tradiție. Din păcate, nicio unitate militară de astăzi nu poartă tradițiile acestui regiment. Deci, iată, în această cazarmă, lângă Spitalul Militar Central, este Muzeul Militar Național. Totuși, sunt astăzi și practic de atunci, de când a fost mutat, a fost o situație destul de grea pentru cei care se ocupau de colecțiile astea, care au nevoie de spațiu, colecția de blindate, de artilerie, de tehnică de radiolocație, de apărare antieriană. Ai nevoie de spațiu. Ori acolo, dacă ne uităm cu atenție, este un parc, dar în care nu poți să faci nicio animație culturală. Tancurile sunt înconjurate, cele noi aduse, cei din stânga, de undeva nu se văd, ci sunt înconjurate de gardul viu sau de copaci, ori în muzeografie, în muzeotehnica actuală, și nu doar actul, nu de mai multă vreme în străinătate, sunt spații largi pentru acest tip de muzeu, pentru ca publicul, de la cei tineri, de la copii până la cei în vârstă, să vadă cum funcționează un tank. Sunt chiar funcționale sau se pot mișca un pic.
În sfârșit, astea sunt niște aspecte pe care am vrut neapărat să le readucem aminte, pentru că această activitate de astăzi, unde Casa Schiller este gazdă și organizează, cum puține instituții culturale din București, din țară, organizează săptămânal activități dedicate centenarului, sau într-un fel sau altul, au legătură cu centenarul, România 100, este bine ca să ne reamintim și aceste lucruri pentru noi bucureștenii. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră ați cunoscut aceste detalii. Cazarma Regimentului 21. Și sunt și câteva monumente. Monumente frumoase, monumente care au o istorie care este legată de istorie națională. Monumentul respectiv al lui Spiridon Georgescu face parte dintr-o linie de monumente din zona respectivă. Mai este așa numitul monument de la benzinărie. Monumentul la benzinărie. Este monumentul infanteristului. Nici infanteristul nu e corect. Este pitit între pomi și acum, ca să fie pitit de tot, au mai fost plantați încă 5 puișori de arțar. Deci el cu totul nu se va mai vedea. Este de fapt monumentul regimentului 2 vânător de gardă numărul 9, regele Alexandru al Iugoslaviei. Regiment decorat cu Mihai Viteazu, Mihai Alexandru al Iugoslaviei, singurul mareșal al României străin, are bastonul, sigur că da. Și este legat de tradiția acestui regiment. Și mai sus, o statuie care și ea este afectată de un dud uriaș, statuia Leul, se numește ea, statuia eroilor armei geni. Un dud uriaș, probabil ai nevoie de un aviz de la Romsilva, cumva să-l tai. Ea a crescut lângă monument și, bineînțeles, că ia toată perspectiva, toată vizibilitatea din orice unghi te-ai uita. Revenim la muzeu, la cazarmă, mai are un monument frumos. Monumentul eroilor regimentului. Un monument realizat de Oscar Han. Oscar Han a fost chiar soldat în regimentul 4 Ilfov, 21 Infanterie, și a realizat acest monument dedicat eroilor din războiul de independență și cei care au murit în campania din 1913 din Bulgaria. Este chiar pe colț, în colțul cazărmii, pe șoseaua, pe strada Mircea Vulcănescu. De asemenea, anticipez un pic și am să încerc să vedem dacă ne ajută tehnica, pentru că am dat la slide show, dar nu știu cum să ajung să dau mai departe. Să vedem dacă încercăm așa. A mers? Și mai departe? A revenit pe prima. Dar merge destul de greu. Tot în curtea muzeului, deci am luat un pic, am schimbat, chiar acum am vrut să am schimbat. Este un monument foarte interesant. Un monument dedicat generalului Ioan Emanuel Florescu. Acest monument a fost ridicat de către ofițerii de artilerie, artileriști, în memoria generalului Florescu, un general cu totul deosebit, dintr-o familie importantă pentru istoria țării, a fost chiar și prim-ministru de două ori, pentru, e adevărat, ambele deți pe scurtă durată. În orice caz, pe vremea lui Cuza, a pus și Florescu, Gianul Florescu, umărul la renașterea, sau mai degrabă spus, fondarea armatei moderne
românești. Este un monument, spuneam, la 1800, la 1895 ridicat de ofițeri de artilerie și este realizat în Franța de Jules Clément Chapelain. A fost foarte mult timp păstrat într-un depozit la Muzeul Militar, iar în anii 90, în anii 2000, de fapt, a fost restaurat de către echipa Laboratorului de Restaurare a Muzeului Militar și repus în curtea muzeului. De ce? Pentru că el fusese pentru foarte mult timp și cărți poștale ne aduc aminte de lucrul ăsta, a fost în grădina Ateneului Român. Acolo a fost ridicat, a fost dezvelit. După care, ca și multe alte statui, de fiecare dată atunci când s-a reclădit, refăcut respectiva grădină, s-a reamenajat, ca și celelalte statui care erau acolo, în grădina Ateneului, au fost aruncate în diferite locuri sau reamplasate. Cele mai multe dintre ele sunt cele din parcul, din grădina Cismigiu. Statuile din grădina Cismigiu, majoritatea dintre ele, sunt cele care au fost în grădina Ateneului. Încerc acum să vedem cum aș putea încă o dată să... Să reîncep cu... o prezentare. Dar din păcate nu. Astea sunt detaliile. Detaliile monumentului. Bun. Referitor la muzeul, la parcul de artilerie, acesta reflectă prin presele, prin patrimoniul pe care îl are, istoria artileriei românești, inclusiv piese de mare valoare din străinătate, provenite din captură, asupra cărora vom reveni. În artileria românească, practic, modernă, se ia naștere la 10 noiembrie 1943, prin dată la care domnitorul Bibescu emite ordinul domnesc de înființarea primei baterii de artilerie în Valahia. Ea deci fusese decisă această înființare cu câțiva ani de zile înainte, dar din lipsa turnurilor n-a putut fi efectivă. Ei, în 1943 primește în dar, după o vizită la Constantinopol, primește în dar 4 tunuri din bronz, calibru 80 de milimetri, de centimetri, de milimetri, și se înființează această baterie. Pentru artileriști este o zi mare această dată, în calendarul lor, 10 noiembrie, fiind data la care sărbătorește arma, artilerie, această înființare. În ulterior se dezvoltă arma, ca și celelalte arme, este mai greu sunt termeni destul de De specialitate, calibre, tipuri, firme, producători, organizare, date tehnico-tactice. Important este faptul că România nu a rămas în urmă în această înzestrare, organizare a artileriei, armă care, și spun armă, ca gen de armă, aminteam eroi armei Geniu. Fiecare mare structură specializată de luptă este denumită armă. Iar din arme se
transformă apoi, se împartă pe specialități militare. Armă, infanterie, cea mai importantă armă, cavaleria, deci arme vechi, apoi geniu, artileria a apărut, cavaleria, am spus deja, și apoi multe altele. Artileria antiaeriană, cum vom vedea, cum încerc să ajung și acolo, iar radiolocația, toate acestea sunt dezvoltări ale practic, reflectă dezvoltarea societății și a conflictelor care au avut loc în ultimele două secole. În un pas mare în dezvoltarea artileriei și a tehnicii, a organizării, a înzestrării armatei, este înființarea arsenalului armatei, aici, la București. Clădirea a fost demolată odată cu reorganizarea centrului civic al Bucureștilor. Muzeul Militar a încercat atunci când noi am încercat ca poarta de intrare la arsenal, care era foarte interesantă și avea pe ea diverse stucaturi care arătau două tunuri și așa și mai departe. Noi am încercat să o salvăm. Am solicitat din partea conducerii armatei de atunci ca să acest portal, să zic așa, să-l ducem la Muzeul Militar. Dar n-am primit nicio aprobare. Mai mult decât atâta, lângă noi, lângă Muzeul Militar, acolo unde era, unde spune colegul meu, pe Uranus, pe 13 septembrie, unde am stat vreo 20 și ceva de ani, mai mult de 20. Până în 85. Și acolo, tot așa, era un regiment înființat chiar de Cuza. Și avea pe frontispiciu semnele chiar al lui Cuza. Și am vrut numai frontispiciul ăla să-l salvăm, nici ăla nu s-a aprobat, s-a dus naiba așa. Deci, practic, noi am încercat atunci, în perioada respectivă, să salvăm aceste măcar elemente din ceea ce a fost arsenalul armatei, dar n-am reușit. Mă iertați, domnul... Da. Asta e important, că a trăit momentele alea. Și da, oricum, am trăit momentele alea. La biblioteca... Nu vă spun că am avut situații când a venit un general, eu răspundeam și de parcul de artilerie din Muzeul Militar, nu vă spun ce probleme am avut cu mutatul pieselor de artilerie din 13 septembrie aici pe Vulcănescu, au fost niște probleme complicate. Gândiți-vă că un muzeu de mare putere de 420 cântărește 80 de tone. Nici nu exista o singură macaraie era în România care putea să ridice 90 de tone. Și la ordinul lui Ilie Ceaușescu, la intervenția care am făcut-o eu de nu știu câte ori, a reușit să aducă, a dat ordinul, nu știu ce a făcut, și a venit cu macaraua respectivă. De am putut să ridicăm piesa, că nu se putea ridica, vă dați seama, 80 de tone să ridici, măcar a trebuie. Și aici am avut, cât pe ce să avem, un accident, fiindcă brațul macaralii trebuie să aibă un unghi, dacă nu are unghiul respectiv, se prăbușește brațul. Și era cât pe ce să pățin chestia asta, era o problemă complicată, de desubt erau și niște militari, în sfârșit, am scăpat. Chestia este că am reușit totuși, dar problemele au fost foarte complicate. Da. Arhiva muzeului, piesele de valoare, de patrimoniu, au fost foarte dificil de transportat și depozitat în noile spații. Apoi reinventarierea, într-adevăr, a fost o... Trecând peste faptul că 2 ani de zile n-am avut niciun pic de căldură, absolut deloc. Deci noi am trebuit în depozitul de arme unde am lucrat, nu era, temperatura era de 3 grade. Vă dați seama să lucreze în condițiile astea. 3 grade, uneori au fost și 2 grade. Da, deci 2 ani de zile am lucrat acolo. Până când în sfârșit a dat drumul la căldură. Am prezentat aici una dintre primele medalii bătute de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, medalia Manufactura de Arme de la 1863, în care este prezentată clădirea și stema țării. Desigur, este amintit nu doar domnitorul Alexandru Ioan I, ci și ministrul de răzbel, generalul Ioan Emanuel Florescu. În continuare,
O să încercăm să prezentăm câteva fotografii în probabil din cauza că mergem direct pe stick. Din cauza asta nu rulează foarte bine. Și aici în continuare am selectat fotografii cu parcul de artilerie din Curtea Muzeului Militar Național și cu cele mai reprezentative tunuri, guri de foc, cum se spune, inclusiv cu starea în care se găsesc acestea. Tunurile sunt cele folosite în Primul Război Mondial și anume, în principal, cele de la firma Krupp, pentru artileria de câmp, artilerie care se împarte, așa cum aș fi vrut să vă spun puțin mai devreme, în funcție de destinația, de caracteristici tehnico-tactice. Și artileria se împarte în mai multe categorii, dintre care artileria de câmp, artileria de munte, artileria de cetate și din Primul Război Mondial și artileria antiaeriană. Evident că cea de câmp la rândul ei se mai împarte în artilerie călăreață, artilerie grea, artilerie regimentară, artilerie teritorială. Iată-vă aici câteva piese interesante. Crupul de 150 de milimetri este o armă cunoscută din Primul Război Mondial, obuziere, mortierele, mai ales mortierele de tranșee, sunt cele care sunt de mici dimensiuni și cu țeavă scurtă pentru a putea executa tragerile din poziții ascunse. Acesta este un tun de extrem de valoros și puternic, un tun Krupp de 210 milimetri, care a fost folosit la cetatea București, la regiunea întărită Nămoloasa Focșani. Am întrerupt puțin evoluția artileriei de la înființarea arsenalului, evident că și în războiul de independență înzestrarea a fost din ce în ce mai consistentă, evident cu materiale de import din Germania, mai ales din Rusia, din Franța, iar către sfârșitul secolului XIX, factorii de decizie au hotărât înființarea a două regimente, unul pentru cetatea București, și artilerie, din punct de vedere artilerie de asediu, și a regiunii întărite Nămoloasa Focșani, Nămoloasa Galați, alt regiment cu artilerie corespunzătoare. Au fost cheltuieli foarte mari, nu este timp de discutat acum aceste două proiecte uriașe, mai ales cel cu linia fortificată Nămoloasa-Galați, dar banii, investițiile care au fost făcute, din păcate, nu și-au dovedit utilitatea în Primul Război Mondial, pentru că ambele cetăți, ambele întăriri de artilerie, în primul rând și fortificații, au fost dezarmate în 1915, cu doar un an înainte de intrarea României în război. Deci cu doar un an. Ambele, din ambele
cetăți, din ambele fortificații, tunurile au fost luate, cele de calibru mic au fost date artileriei regimentare și divizionare, adică pe lângă regimente, pe lângă divizii, iar din artileria de calibru mare, artileria grea, cum este și acest tun, a fost dat artileriei de corp de armată și, de asemenea, pentru diferite alte misiuni din cadrul evoluției războiului. Totodată, o parte dintre materiale au fost folosite pentru înființarea artileriei antieriene. Acesta este un mortier, la fel un mortier foarte, foarte valoros, tot de Krupp de 205. Aici este o porțiune de a muzeului, de al parcului, unde sunt prezentate și materiale de antieriană, deasupra cărora vom reveni. Aici este o piesă foarte interesantă. Este mortierul de 305 mm, Škoda. Încă o imagine a parcului. În dreapta, tehnică de o stație de radiolocație, tancuri. Și pe această zonă, pe cale ferată, sunt dispuse două obuziere uriașe, piese asupra cărora, iarăși vă spun, vom reveni. Voi reveni. Parcul are practic o dimensiune, are dimensiune, o suprafață care este astăzi insuficientă pentru piesele care sunt la muzeu și, de asemenea, la un depozit pe care îl are muzeul în apropiere de Târgoviște. Piese extrem de valoroase și care atrag străinii, mulți specialiști din străinătate, vin pentru a vedea aceste piese de artilerie din Muzeul Militar. Iată câteva imagini de pe front cu aceleași tipuri de tunuri. Tunul Krupp de 75 de milimetri este modelul 1904, este piesa de căpătâi cea mai frecventă la artileria românească de câmp și, de asemenea, cele franțuzești, Schneider, Putilov, cele rusești, de Banche, franțuzești. Activitatea de munte, în schimb, a fost destul de slab reprezentată la noi. Tunurile de 53 de mm Armstrong au constituit piesele de bază. Din păcate, nu au fost foarte, foarte folosite din cauza evoluției războiului, bineînțeles. Acesta este o piesă interesantă, este 205, un tun de Banche. Iată cum este transportată o piesă, cu ce eforturi se mutau de la o poziție la alta. O piesă mai scurtă, este un Schneider de 100, tot 105 mm și această tip șenilă, acest bandou pentru a putea fi, pentru a nu intra în noroi atunci când executau tragere. Avea legătură elastică, tragerea repede, adică aveau legătură elastică între țeavă și afet. Iată același. Opoziția a unui tun mascat pentru a nu fi observat de inamicul aerian. Iată un mortier și proiectul pe care îl va introduce imediat în țeavă. Aceeași piesă din alt unghi.
La fel, aceasta este o imagine clasică, o regăsim în aproape toate expozițiile dedicate primului război mondial. Multe dintre ele, nu sunt chiar așa multe, totuși nu avem, dacă punem cam aceleași fotografii, sunt de pe un film, sunt cadre ale unui film. Iată un proiectil pentru un obuzier, un obuz de... Exact aceleași probleme au fost atunci ca și pentru armamentul portativ. Ba chiar mai grave la artilerie, pentru că muniția diferea în funcție de calibre și au rămas, aveau tunuri și nu aveau muniție, aveau sosea muniție și nu erau tunurile, țevile de tun pentru... această chestiune nu este foarte, foarte mult subliniată în istoriografia românească, dar au fost situații extrem de grave în bătălii cunoscute în care artileria nu a funcționat tocmai din acest motiv. Încărcarea unui tun de calibru 53, ăsta este un 53, era Grusson, franțuzește, la fabrica Grusson. Se găsește la Muzeul Militar, cred că a și fost într-o imagine. Și atât și un transportul cu boii, un tun de calibru 120. Ăsta e un Krupp de 120. Deci toate elementele astea ne fac o imagine așa asupra războiului. Nu a fost o armă foarte, foarte comodă, ca nicio altă specializare, să spun, pe front, pentru că artileria, pozițiile de artilerie, servanții de la tunuri, practic, nu oamenii, erau țintele inamicului. Ei erau loviți. De unde se trăgea, acolo reacționa inamicul. Revenind la artilerie, spuneam, una dintre specializările din primul război mondial este cea a artileriei antieriene. Spuneam că în primul război mondial, dincolo de acest șoc apocaliptic social, a fost și unul tehnologic. A apărut și s-a folosit aviația militară, comunicațiile fără fir, tancul, mitraliere de foarte bună calitate și iată una dintre ele este artileria antieriană. Armata română s-a adaptat situației respective și inginer de mare capacitate, general, ce aș numi aici pe generalul Negrei, pe generalul Boteanu, au utilizat țevile de tun și tehnica pe care aveau la dispoziție să adapteze, să fie adaptat pentru tragele antieriene. Ce trebuia să facă practic pentru a lovi țepelinul sau avionul? Deci un tun dintre ăsta greu, de artilerie grea sau chiar de artilerie de câmp, trebuia în primul rând să aibă o elevație mai mare, de un unghi mult mai mare pentru a trage, da? Și să fie mai mobil. Și de asemenea și să se rotească, să se poată roti în direcție. Iată câteva elemente care vă pot apropia pe dumneavoastră de acest subiect. Țepelinul nu este probabil o fi Z-181, cel care a fost lovit, nu știm. Iată un tun Krupp de 75 mm și cu pe o șină. Iată, îi se asigură rotirea și pe un afet de lemn pentru a putea fi utilizat la tragerile antieriene. Tunul antierian improvizat de câmp, de port, de tot de 75 mm, au fost un import, o baterie întreagă adusă în 1916 de la italieni, acest model în 1911, tun care este foarte important dintr-un punct de vedere, cel puțin pentru ofițerii, pentru cei din apărarea antieriană. Și anume, cu acest tun, a fost primul avion doborât la Flămânda.
După două zile, după a doua zi, după manevra de la Flămânda, bateria de port doboară un avion german pe 19 septembrie 1916. Iarăși, la fel ca artiliști, și 19 septembrie devine data de tradiție, ziua armei acesteia. Iată o fotografie, nu rară este unicat, avionul german cu ofițeri, inclusiv și militari, și francezi și români, care verifică avionul doborât. Deci este primul avion doborât și omologat că a fost doborât, nu doar că se presupune că ar fi fost lovit. În total, 11 avioane au fost doborâte și de asemenea Țepelinul 181 care a atacat Bucureștiul a fost lovit. Iată, la fel, o altă soluție pentru un tun antierian, de această dată Schneider, francez, tot de 75, în curtea centrului de instrucție de pe șoseaua antieriană. De pe front, aici, același tun, la fel, din alt unghi văzut, o mitralieră despre care a vorbit domnul Koenig, care este adaptată pentru tragerea antieriană. O fotografie interesantă și cu militar francez și cu ruși. Și o domnișoară sau o tânără doamnă în poziția acestei baterii de antierian. Aceasta este o fotografie a unui tun Krupp german, la fel. Din curtea veche a Muzeului Militar, piese de artilerie. Ulterior, în cei 4 ani, evoluția armamentului a fost explozivă. Chiar și evoluția a fost explozivă pentru că s-au adaptat, s-au căutat și s-au găsit soluții pentru dezvoltarea armei. Acesta pe un automobil este un Putilov rusesc, doar țeava, dar tunul, adaptat pentru trageri. Aceste mașini apar după 1918, adică după 1917, către începutul lui 1918. Și aici o schemă, un desen al autotunului francez de 75 mm în baterie. Vedeți, este o altă soluție aici decât la acesta care avea pivotul. Compunerea de luptă, hărți și așa mai departe, elemente care nu sunt deosebite. Mai adăugăm și câteva imagini din Muzeul Militar cu zona de artilerie antieriană. Iată, acesta este tunul General Negrei, Krupp-ul adaptat cu o țeavă de tun Krupp, luate, vă spuneam, de la fortificații. În două piese, cele verzi sunt din al doilea război mondial, dar acestea sunt din primul război mondial, după culoare. Iată și cu chiuroasa. Acest tun este improvizat pe un pivot tun de 57 de milimetri. Din păcate nu a fost foarte mult folosit. Către sfârșitul războiului a fost inovat, să spunem. Cel din dreapta, în schimb, a fost mai des folosit. Nu putem să trecem cu vederea aceste tunuri din dreapta și cel de aici, Krupp-ul de 88 de milimetri, care este foarte folosit în al doilea război mondial și până de curând. Tun de artilerie din cadrul tuturor armatelor lumii, nu numai a Europei.
Deci era un tun care bătea 11.000 de metri înălțime și avioanele în general mergeau la 10.000. Deci vă dați seama ce precizie putea să aibă, precizie, aproximativ, bineînțeles, dar vreau să spun cât putea să bată în înălțime acest tun, grup. A fost socotit ca unul din cele mai interesante piese din al doilea război mondial. Așa cum a fost MG-ul 42, care a fost socotită cea mai bună mitralieră din cel de-al doilea război. Și care și astăzi se află în depozite, da, pentru a putea fi. Foarte folosit ca tun antitank, foarte eficace ca tun antitank, drept pentru care armata Africii de Sud în 1990 avea încă în dotare asemenea tunuri. Cum a și Rheinmetallul de 37 îl mai avea Libia. Care era fabricat în... cu licență. Cu licență? Da. Și câteva piese aș vrea să vă mai... aș vrea să încerc să reușesc să vedem cum pot să ajung la slide. Ceea ce iar este interesant este că... Deci, domnul Scarlat a povestit despre problemele complicate care le avea artileria asta antiaeriană, că nu existau piese specializate pentru asta. Iar așa zisele tunuri antieriene special pentru dobărârea avioanelor cu comenzi centralizate a apărut abia la sfârșitul războiului în Europa. Deci abia la sfârșitul războiului și francezii și germanii au scos primele tunuri cu comenzile centralizate care permitea deci rotirea, înălțime, adică bătaie și în înălțime și în distanță. Nici aici nu am fost departe de lumea bună, de lumea civilizată. Imediat după război, ofițeri care au făcut frontul în antiaeriană s-au specializat și au inventat aceste aparate de conducere a focului, cum este Bungescu. Ion Bungescu, cel care a inventat un aparat de asemenea factură. De ce este necesar în antiaeriană față de cele de câmp să fie tunurile, să fie conjugate? Pentru ca din mai multe o baterie, adică o subunitate care are mai multe tunuri, da, să tragă exact pe punctul, da, pe un singur punct. Și prin acel aparat se transmit datele la cele patru tunuri, astfel încât automat țevile să se ducă exact pentru tunul respectiv. Astăzi și așa evoluția tehnicii, tehnologiile sunt foarte înalte încât se face lucrul ăsta mult mai simplu, mult mai subtil. Sunt scuturi antirachetă, sunt lucruri care ne depășesc. Dar la început a fost ghiuleaua, cum spunea domnul Chionich. N-aș vrea să intru, să vă plictisesc, aveam un, totuși, iată, în 1943 se bate o medalie, o ultimă medalie bătută în timpul regelui Mihai I, și anume medalia centenarul renașterii artileriei românești la 1943, care a fost o sărbare măricică. În orice caz, nu pe cât ar fi dorit ofițerii de artilerie, pentru că era și război și mai era ceva. Erau cumva frustrați că artileriștilor nu li s-a ridicat un monument al artileriei, eroilor, așa cum s-a ridicat infanteriștilor. A fost decret regal, au fost organizări, comitete, nu s-a putut face lucrul ăsta, decât după 1990, cum îl știți, lângă Spitalul Universitar este monumentul respectiv. Aș vrea să închei. Nu sunt foarte... subiectele astea nu sunt foarte atractive, dar aș vrea să închei cu acest slide pe care l-am realizat cu fotografiile făcute în
săptămâna trecută la Iași, în fața Palatului Administrativ, în fața statuii lui Ștefan cel Mare, aceste tunuri, care altădată erau mândria armatei germane, armatei și armatei române, tunurile Krupp, au ajuns să ambienteze, să decoreze monumentele de for public. Iată, în acest caz, sunt două tunuri, unul e fotografiat aici și unul are și numărul 80, da? Friedrich Krupp și fierul care a ruginit, dar care rămâne lustruit pentru că vin foarte mulți copii să se joace și altfel să se apropie cumva de, și de acest segment al vieții sociale care e războiul. Cam atât. Nici nu avem cuvinte să le mulțumim acestor minunați cercetători, muzeografi, analiști, ziceți-le cum doriți. Ne-au introdus într-o lume a războiului care are mult mai multe, ca să zic, catacombe, pe care merită să le cunoaștem, să le apreciem, pentru că, repet, nu am avut război, dar trebuie să purtăm, să zic, prețuirea celor care au luptat atunci. A deschis un capitol foarte interesant domnul doctor Scarlat, și anume arta monumentală dedicată eroilor noștri. Putem spune că la începutul secolului, să nu uităm ceva, au existat foarte mulți, și s-a vorbit aici când a venit Asociația Istoriei Artei, poate că nu ar fi existat atât de mulți sculptori buni, poate n-ar fi fost o adevărată școală dacă n-ar fi fost Dimitrie Paciurea. De ce oare vrem să-l uităm pe Dimitrie Paciurea? Este unul din titanii sculptori români. Este una dintre personalitățile care au marcat și învățământul. Să nu uităm că era în comisiile care aprobau aceste lucrări monumentale. Tot la Marea Unire, tot la începutul secolului, tot la ceea ce celebrăm, Marele Război. Nu este cazul să-l uităm pe Dimitrie Paciurea și va trebui să-l introducem în cercetările noastre. Nu am cuvinte. Repet, să le mulțumim celor doi cercetători și vă întreb dacă aveți să-l mai întrebați ceva. Că sunt câteva persoane avizate aici care chiar cunosc foarte bine armele de război. Vă rog. E momentul să... Dacă nu... Vă rog. Mulțumesc. Nu știu dacă este foarte bine cunoscut că furniturile de armament și muniție pe care noi le stabilisem cu Antanta prin convenția militară care urmau să vină în România la intrarea în război au făcut obiectul unor discuții inclusiv... prin intermediul ministrului armamentului și munițiunilor francez care a fost la Iași și în cursul cărora s-a definitivat în linii mari parcursul acestor furnituri pentru armata română. Pentru că în cursul unor conferințe interaliate, rușii au insistat, ca fiind marea forță de pe frontul oriental, aceste furnituri să fie livrate prin intermediul lor, care vor avea ei grijă ulterior să le distribuie conform cerințelor operative de pe front către trupele române angajate în bătălie sau în bătălii. Cum sfârșitul anului 1916 era tragic pentru noi și în linii mari putem spune despre armata română că mai exista, dar în fond operativ era aproape nulă valoarea ei combativă. Probabil, intrând un pic pe terenul contrafactualului, că aceste furnituri ar fi rămas în linii mari în minile rușilor. Mai mult decât atât, începând cu februarie-martie 1917, situația intră într-o ușoară sau accentuată degringoladă progresivă în Rusia, de așa natură încât transporturile nu mai fac obiectul unor livrări sigure, ritmice, conform prevederilor convenției care nici măcar acolo nu s-au respectat 100%. Meritul, e bine, după cum a spus și doamna, meritul celui care a sprijinit foarte mult România în acest sens, a fost generalul Henri Matthias Berthelot, care a cerut în mod expres ministrului munițiilor și armamentului francez, Thomas, dar și șefilor militari ruși, atât din România cât și de la Stavka, ca aceste furnituri de armament și muniție să fie livrate direct părții române. Francezii chiar
întreprinzând anumite acțiuni de control și chiar de distribuire, de participare directă la aceste transporturi, distribuirea acestor transporturi către trupele române. Cam atât, dar iarăși o scurtă chestiune apropo de meritul dumneavoastră, care ați încercat să recuperați câteva artefacte deosebite de la vechiul arsenal. Să spunem că fostul ambasador rus la București, ministru al Imperiului Rus la București, Poclexi Koziel, a reușit în cele din urmă să recupereze efigie Imperiului Rus de pe clădirea fostei ambasade a Rusiei, care a fost dărâmată în perioada interbelică pentru mărirea bulevardului. Nu știm încă unde este, chiar am întrebat unde e această chestiune, nu se știe, dar el a recuperat-o, fiind practic un polonez înnobilat de țarul Rusiei. A fost, loial. Da, ambasada rusă era Păcărea Victoriei. Păcărea Victoriei. Era Păcărea Victoriei, în spatele puternului Bulevard. Da, vă mulțumesc frumos. Mai dorește cineva să întrebe ceva? Da, mai doresc eu să mai adaug ceva. Și dacă domnul colonel doctor Dumitru, care nu e artilerist, este transmisionist la bază, a făcut câteva... Eu nu pot să plec și să nu vă... Măcar să vă bucurați, să revedeți câteva piese care sunt la Muzeul Militar Național și sunt căutate de străini. Sunt piese pe care domnul Carol Kionich le cunoaște și este legat de istoria lor atât de mult. Îmi permit eu să spun câteva lucruri și dacă dânsul vrea să comenteze. Sunt cele două obuziere de mare calibru, da, de calibru 420 și cel de 380. De la cel de 420 ni s-a păstrat doar pe două vagoane, țeava și încă un pentru afet, iar dar cel de 380 s-au păstrat patru vagoane pe padică tot. Iar acesta de 380, spuneam, este... Numai două mai sunt în lume, au fost până în 20 de piese realizate, doar două mai sunt, exact primele două, Barbara și Gudrun. Gudrun, aici este înscris numele, Gudrun. Și Barbara este la Viena, la Heeresgeschichtliches Museum din Viena. Deci sunt piese foarte frumoase. Sunt, iată, dimensiunea proiectilelor. Ele sunt luate, aceste două piese sunt 420 și primele patru sunt de 380. Spuneam, sunt piese luate ca și captură de război de trupele române în 1919 în Ungaria, la Ghior, și aduse în țară. Au fost aduse în țară, au fost prezentate într-o expoziție, iarăși, lângă parcul, la parcul Carol I, tot acolo, au fost prezentate și au rămas mult timp în față, în fața parcului, după care au fost chiar luate în primire de către Muzeul Militar Național. Am găsit pe internet și o farfurie, da, cu acest desen, pictură naivă, cu probabil erau soldații care deserveau, austro-ungari care deserveau, acesta este un german, 420, făcute la, deci acestea sunt la Škoda, la Pilsen sunt făcute aceste obuziere. În muzeu, totuși, se mai află altă gură de foc, să zicem așa, vestitul mortier de 305. Škoda, tot Škoda. Acest mortier este una dintre armele cele mai interesante, captivante pentru cine studiază. Sunt și asemenea oameni. Artileria, gurile de foc.
Acest produs al uzinelor de Škoda, austro-ungare, iată-le, a fost în dotarea armatei austro-ungare și a fost și el, acest exemplar, capturat, iar destinul lui a făcut ca, iată-l aici într-o pictură, dintr-o revistă, dintr-o revistă austriacă, revista Arhiv, ea are un număr dedicat în 1994, care am cumpărat-o de la Viena, numărul ăsta e dedicat acestui mortier. Spuneam, ultimele exemplare, deși erau unele chiar la muzeu, fuseseră la muzeu predate, au fost folosite de armata germană în al doilea război mondial. Chiar la sediul Sevastopolului au fost folosite și asemenea piese de 305 mm. Gata, am încheiat, nu mai... Mulțumim. Vă mulțumesc. Mulțumim și scuze, dar nu puteam să... Nu pot să închei fără să vă anunț micul eveniment. Trebuie să le dăm drumul celor doi.